Bună ziua! Deschidem seria evenimentelor din ultima zi a Salonului Editorial Ion Heliade Rădulescu, ediția 15-a. Și ca în fiecare an, ce este mai bun, lăsăm pe ultima sută de metri. Astăzi lansăm lucrările editate la editura Biblioteca. Ne pare rău că domnul director, profesorul Mihai Stan, nu este alături de noi, dar avem invitați importanți, pe domnul profesor universitar Gheorghe Bârlea, pe domnul Vali Nițu și de asemenea pe domnul profesor Victor Petrescu. Moderator va fi domnul Victor Petrescu și îi dau microfonul pentru a începe lansările din ziua de astăzi. Vă mulțumesc! Mi-a revenit această plăcută sarcină de a prezenta câțiva colegi și activitatea editurii Biblioteca, în lipsa directorului, profesorului Mihai Stan. Ce am putea spune? Am putea spune că acum 15 ani am luat inițiativa organizării acestui salon editorial. Iată că a ajuns la 15-a ediție cu periodicitate anuală și acest salon se vrea de fapt o punere în evidență a producției editoriale din anul respectiv a unor edituri târgoviștene și nu numai. Acum să vorbim despre editura Biblioteca, care consider eu este cea mai reprezentativă instituție de acest gen din Târgoviște, cu o producție de peste 1000 de titluri în anii de la înființare și până acum. În acest an, editura a publicat câteva cărți, spun eu, de referință pentru peisajul literar târgoviștean. O să le prezentăm mai la urmă, dar pentru început aș vrea să prezint și să lasă să se prezinte poetul, scriitorul și ziaristul Vali Nițu. La fel a condus ani în șir și a fost patronul revistei de cultură Impact și totodată un poet reprezentativ pentru peisajul târgoviștean. Dau cuvântul și lasă să se prezinte singur. Doamnelor, domnilor, stimați prieteni, mulțumesc domnule profesor, mulțumesc profesorului Mihai Stan pentru apropierea lui de poezia mea, de cartea mea, m-a susținut foarte mult din toate punctele de vedere. Și acum să vă prezint în câteva cuvinte acest volum. Este un volum de poeme care reprezintă de fapt contrastul, un volum în care poemul scris și simțit trece de la cel de dragoste la pamflet. De asta am gândit să îl definesc infinitul contrastelor. Coperta este reprezentată de o pictură a profesorului Mărculescu, reprezintă Ying și Yang, de fapt esența acestui volum de versuri. Mulțumesc tare mult celor prezenți și aș citi un poem reprezentativ, poemul care, de fapt, dă titlul acestui album. N-am știut să înțeleg ironia rătăcită și, imprecis, am filozofat în refugiul unui vis cu chip de femeie dintr-un infinit de trăiri celeste, dezbrăcate de umbra unui freamăt, ca într-un preludiu al răbdării dintr-un cântec ascultat. N-am să mai scriu neculese note într-un solfegiu nocturn, am să-ți împletesc o stare într-o noapte de îmbrățișări nesfârșite, așa
cum numai iubirea știe, adeseori atât de devreme, uneori prea târziu. Vă mulțumesc și sper să am plăcerea să cumpărați acest volum și să-l citiți. Vă mulțumesc tare mult! Mulțumim și noi poetului Vali Nisu și în continuare vom prezenta cartea domnului profesor universitar dr. Petre Gheorghe Vârda, Pausul și ordinea, gândirea și practica pozitivistă în evoluția societății braziliene, carte care este tradusă în 4 limbi, în afară de limba română, în engleză, franceză și portugheză, portugheza vorbită în Brazilia și portugheza europeană. Autorul este cel care s-a ocupat, printre alții, și de peisajul literar târgoviștean. Înainte de 89 este autor a două cărți interesante și foarte bine primite, pe urmele lui Smarande Gheorghiu, Maică Smara, și pe urmele lui Grigore Alexandrescu. Domnul profesor, aveți cuvântul.